Am stat și m-am gândit, probabil undeva ar trebui să vedem cum îl găsim pe Lucian în Scriptură, dar pe Ana sigur o găsim și o găsim cu multe lucruri frumoase. Am bucuria în această seară să vă mulțumesc că ne primiți în casele voastre, în familiile voastre și să mulțumesc frumos unei nouă familii care și-au făcut timp să vină împreună cu noi, Ana și Lucian. Domnul să vă binecuvinteze! Mulțumim la fel. Îți place viața Anei din Biblie? Da, îmi place. Ce-ți place la ea? Fost o femeie insistentă, rugativă, care se ruga Domnului și a primit și răspunsul la vremea hotărâtă. A, dar n-ai vrea să fii în locul ei să plângi și să ceri de la Domnul și să aștepți ani de zile? Avem în viață întâmplări care, într-adevăr, venim înaintea Domnului și plângem și așteptăm răspuns. Bine, nu Poate la voi, durează la alții, da, deci... să-mi doresc lucrul ăsta. Prea puțini își doresc să plângă, mai mulți își doresc să fie fericiți. Da. Dar se întâmplă. Se Da, te-ai întâmplă. gândit, frate Lucian, acum vorbim un pic despre Ana, cum era cu două, știi, și Ana și Penina. Ele când se duceau la biserică, una o... Țepa. Înțepa pe aia Nu. Oare bărbatul stătea între ele sau unde? Mă gândesc că nu, că nu știu. Că era înțepat el. E mai bine cu una, așa E e. mult mai bine. E numai cu Ana, e mai bine. Da, Da. pe Nina o lăsăm acolo cu Lăsăm. amărăciunea ei. Câți ani de căsătorie aveți? 15. 15. Cumva ați fi la vârsta adolescenței în viața de familie. Da. A, înseamnă că vi se permite multe. Acum, la vârsta asta, e ok, vi se permite multe. Dacă mi-ai zice o diferență care ai vedea acum, te uiți în urmă cu 15 ani, te uiți astăzi, care e diferența? E o diferență mare și în același timp plăcută și pot să văd un răspuns al rugăciunii mele de la Dumnezeu pentru familia mea care m-a rugat înainte să fiu căsătorit chiar. Cam de la ce? Bun, la ce vârstă te-ai căsătorit? 28 de ani. 28 de ani. Ți-a luat un pic. Da, mi-a luat. Și la ce vârstă ai început să te uiți după fete? După fete, adevărat, n-am o singură prietenă, am avut înainte și aia pot să zic că regret, pentru că dacă nu cu adevărat ești hotărât să te căsătorești, n-ai rost să faci pasul ăla. Nu? Stai, nu. Deci ăștia care de la 12, 13 ani le trebuie Nu. prieten, prietenă, le Asta schimbă la 3 săptămâni, la 4 săptămâni. nu există așa ceva. Astea lucruri o să te... Pe viitor, deci anumite amintiri îți rămân, nu poți să uiți de ele, Te pentru că, marchează. da, te marchează, normal, îți marchează viața și n-are rost. Dacă tu nu ești hotărât ca să te construiești cu persoana aceea, eu spun să o lași când ești hotărât, când vezi că Dumnezeu îți scoate în fața persoana pe care El ți-o pregătit-o, ai făcut pasul. Până atunci te pregătești emoțional, zic eu, și cer de la Dumnezeu ca să-ți arate persoana, să El să-ți o dea persoana care tu ți-o dorești, de fapt. Tu crezi că Dumnezeu se pricepe la căsătorie? Eu cred că da, pentru că la mine cel puțin Dumnezeu pot să zic că mi-a răspuns la rugăciunile mele care le-am cerut de la El înainte să mă căsătoresc. Te-ai rugat, dacă ți-aduci aminte, te-ai rugat la modul general sau te-ai rugat și mai specific vis-a-vis de o fată? Foarte specific. Ia zi, hai că auzim acum. Deci acum ceea ce răspunsul rugăciunii este lângă mine și atât pot Așa. să zic. Deci ce am cerut de la Dumnezeu mi-a dat. Bun, dar ce ai avut pe listă? 1, 2, 3, 4, să fie frumoasă. Nu la Nu? lucrurile astea neapărat, nu. O persoană să mă iubească așa cum sunt eu era cam una dintre ele și Dumnezeu mi-a dat-o. Nu că eram un om rău sau un om, dar acum vedeți, în ziua de azi poți să fii perfect, dar nu poți să fii iubit. Deci să te iubească cineva sau să iubești pe cineva e destul de lucru mare în ziua de azi. Și înainte de aia am cerut Dumnezeu să-mi dea o persoană pe care să pot să o iubesc eu. Adică să-i arăt eu dragostea mea și să-i arăt eu cât de tare țin și o iubesc. Adică să apreciez darul ăla de la el, pentru că eu pe soția mea, de la început, așa am considerat un dar de la Dumnezeu. Deci tu chiar în urmă cu 15 ani, Da. când te gândeai la căsătorie, 16, 17, cât o fi fost, tu îți doreai și să fii iubit, dar chiar ți-ai dorit și să o iubești, adică Și să... aia a fost, de fapt, prima pe listă, să pot să o iubesc eu, să-i arăt eu dragostea mea. Aia era de la mine. Deci, după ce am realizat că Dumnezeu mi-a dat o persoană pe care să o iubesc,
e un dar totuși de la Dumnezeu. Am crezut și crezut în ziua de azi. Un dar de la Dumnezeu și un dar primit de la Dumnezeu. Adică ce poți altceva decât să-L iubești, nu? Toată viața. Adică mai sunt lucruri stânga-dreapta. Da, da, nu e chiar așa de ușor, cum zicem, dar măcar ne străduim. Da. Ce te-ai rugat, Ana, înainte de căsătorie? Ca Dumnezeu să-mi scoată o persoană potrivită pentru mine, să fie creștină, bineînțeles. Tu erai, aveai o relație personală cu Dumnezeu? Da. Da? Da, de mică m-am născut, pot să zic, maica mea era creștină și taică meu nu. Am fost dusă la binecuvântare și am crescut în mediu creștin, în biserică, da, cu toate celelalte lucruri. Da, și îmi doream la rândul meu ca să continui așa viața, pentru că știam că așa e frumos și plăcut. Da, nu te-ai gândit vreodată dacă găsesc un băiat bun acum și dacă nu el chiar cum trebuie, îl aduc eu pe calea cea bună? Nu. Exact aceeași întrebare știu că mi s-a pus și când am urmat să închei legământ cu Domnul. Nu. Deci nu m-am gândit la varianta asta. La ce vârstă ai încheiat legământ cu Domnul? La 18 ani. La 18 ani. Și te-ai căsătorit la? 21. 21. Ah, bine, frumos. Da, și după ce v-ați căsătorit, nunta unde a fost? Voi sunteți oșeni de loc? Da, în Gherța Mică. Așa, da, acolo e inima oșenilor. Da, 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 bun. Și acolo ați făcut nunta? Da. Da. Spuneți-mi că ați avut haine țărănești la nuntă. Nu. Nu? Dar de ce faci așa ochii? Nu m-au tras niciodată, nu? Hainele. Wow. Nu, și nu. Deci alea, de cum ar fi... Cum se poartă la noi? Porn, da, național? Da, 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 da. Nu, deci la noi, cum se zice, pocăiții la noi în sat, nu îmbrac hainele alea. N-au treabă cu hainele. Dar de ce? Nu sunt decente sau sunt prea alea frumoase? Alea de obicei, nu că sunt prea frumoase. Cine îmbrăcau erau ortodoxi, pocăiții n-au avea treabă cu ele. Ei l-au îmbrăcat înainte să pocăiască. După ce se pocăiește, au lăsat totul jos. Inclusiv hainele. Alea. Da. Aici încă nu m-am pocăit. Nu? Atât îmi plac hainele țărănești din orice zonă. Bun, vorbim de haine decente, nu? Da. Aiurea, bine, dar... noi aveau, în ultima vreme știu că aveau ceva fuste bărbații, chestia asta. Cum? Aveau fuste în loc de, poate pe sub ceva izmene, cum spune ei, dar aveau cioarici și erau mai de mult. Dar acum, în ultima vreme știu că erau fuste. Bă, voi că v-ați modernizat acolo la Gherță. Da, era pe timp când eram copil. Dar, da. Deci nu, asta era cumva o separare. Da. Gata, ne-am pocăit, am renunțat și la chestia asta. Am renunțat. Eu m-am născut și eu într-o femeie de pocăiți, de mic. Acum, ăia care, vorba aia, au trecut de la o religie la alta, cum ar fi, da, au renunțat și lucrurile alea, pentru că le făceau parte din viața lor veche. Viața lor veche și atunci cumva au vrut să arate. S-au schimbat total, și... adică ei trebuie să arate prin purtare, prin tot, că ei s-au schimbat, au făcut schimbarea aia. Era așa e la noi. Acum, poate... Da, 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 bun. Cred că dacă mă nășteam și eu în zona aia, probabil tot așa gândeam. La noi, eu sunt maramureșan de loc și la noi în Maramureș nu, niciodată nu s-a pus problema asta. Ca să lași hainele, bun, nu ai atât de sofisticat ca pe la voi, știi? La noi numai un batic e câteva mii de euro, așa că își ai o mândrie din asta foarte mare. Deci, și o cheltuială foarte mare. Da, da, mă gândeam că trebuie să existe niște motive. Nu, la noi acum ce erau... trebuie schimbate cât de des, ca să nu te vadă... Vezi, cu același schimb de mai multe ori. Păi auzi, Domnul să ne ierte, știi? Atunci schimbam baticul, acum ce schimbăm? Mașinile sau ce? Ce speriți? Mașina acasă, depinde. Da, asta nu e rău. Doamne, Iisuse, ai milă de noi, știi? Nu, era chiar o bucurie și mie mi-au plăcut. La noi, în localitate, cam toată lumea, dar cam așa era pe Valea Izei, toată lumea, când mergea la biserică, mergea îmbrăcat țărănește. Care putea, știi? Că era ortodox, era chiar frumos așa. Din primii bani, după ce am ajuns pe salar, mi-am făcut haine țărănești. După asta le-am făcut cadou, că n-am avut ce face așa, dar au fost frumoase. Unele comode, unele mai puțin comode. Deci la voi a fost nuntă obișnuită, nu? Da, obișnuită. Da. Batei pe cap. Ce a fost cel mai fain la nuntă? Că am fost mireasă. Da? Ți-ai dorit mult lucrul ăsta? Da, mi-am dorit. Ca orice fată își dorește să îmbrace haina de mireasă. În sânge. Nu mai știu dacă orice fată acum, știi? Poate în generația voastră, să vezi că acum așa... Și acum aș doresc. Da? O ascund ele alea, dar tot doresc. Da? După un an, doi, după 10, 20, dar tot doresc. Și mai găsesc băieți uneori sau...
Acum? Mai găsesc băieți buni sau de când ne-am însurat noi? Acum problema e că e și invers. Depinde ce cauți și cine ești. Că... Da, depinde. Da, bun, atunci să pun o întrebare la care bănuiesc răspunsul. Hai să zic că ne urmăresc ceva tineri. Sau aveți voi trei fete, da? Există. Da. Bănuiesc că vă doriți pentru fetele voastre să devină copilele lui Dumnezeu, născute din nou, da? Da. Pentru asta vă rugați, la asta lucrați. Fiecare zi. Da. În fiecare zi, slăviți da. Să fie Domnul. Dinainte să nască. Dinainte să se nască. Frumos. Și noi așa nădăjduim că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile, că e vorba de mila Lui, de bunătatea Lui și chiar m-aș bucura să fiți printre acei părinți care să aveți bucuria asta cât mai devreme, să nu fie foarte târziu. Știi că la unii copii se pocăiesc mai târziu. Voi să fiți printre părinții care să aveți bucuria să vă vedeți fetele în poporul lui Dumnezeu cât mai repede. Există șanse să se mărite bine? Bine în ce fel? Adică cu un fiul al lui Dumnezeu? Păi asta mă gândeam eu bine, știi că altfel. Eu cred că da. Cât timp Dumnezeu ascultă rugăciunile, eu așa cred că da. Și rugăciunile noastre se îndreaptă spre El, cum am zis, în fiecare zi pentru lucrul acesta, pentru că le dorim binele. Și să fii cu Dumnezeu, eu unul cred că e cel mai bine dintre toate binele de pe pământ. Auzi, mi-a venit o idee. Tu te gândești să împărtășești Evanghelia, cum zicem noi, să faci evangelizare, să prezinți Evanghelia altfel? Eu de câte ori am ocazia, o fac, dar nu la televizor sau în lucrurile astea. Dar cum am prins un prieten, cum vorbesc cu el. Deci pot să vă povestesc un lucru. Sunt mai mulți oameni care vorbesc despre Iisus. Vorbesc în anumite feluri. Deci ăla la alt om nu primește orice vorbit. Am observat asta undeva. Am vorbit cu un băiat, cu un prieten care se considera ateu. Și am zis că el într-o mașină odată trebuia să mergem la lucru timp de o oră. Era ateu. Eu știind că el e ateu, hai să vorbim. Ce să vorbim? Despre Iisus, despre Dumnezeu. Și timp de o oră am vorbit cu el. Și când s-o dat jos din mașină, mi-a spus așa. Cu mine au mai vorbit oameni despre Dumnezeu, dar nu ca tine. N-am putut să-i ascult și nici să primesc. Tu ești diferit. Tu mi-ai vorbit altfel. Adică cu dragoste, nu cu ură. Nu se arăt că el o să moară sau e păcătos. Bine, el știe lucrul ăsta, oricum. Dar eu ce am vorbit, am vorbit cu dragoste la omul acela și o primit. Acum, aia depinde de el. Sigur, da. Decizia lui, dar cam asta ne-a învățat și Domnul Iisus Hristos, nu? Da. Să ne dar în ziua de azi am observat la mulți oameni care ei se apropie de alți oameni cu nu știu să se apropie să le vorbească Dumnezeu. De aia nu primesc. Bun, și nu putem învăța asta. Am putea să învățăm. Cum să nu? Doar toată lumea cred că știm lucrul acesta, dar eu cred că nu vrem de multe ori. Pentru că noi ne credem mai mult, mai bine, mai superiori, da, decât ei și le vorbim de undeva de sus. Și omul ăla își dă seama că nu-i vede, vede cum îi vorbești. Este asta. Da. Acum, de ce mă bucur? Că așa le zic și eu. Am spus, bă, oameni buni, hai să ne pocăim și noi și nu ne mai ducem la oameni să le vorbim de nu știu unde. Noi cu tare, pentru că se întâmplă un lucru. Unu, n-avem niciun merit. Adică dacă ne-a mântuit Dumnezeu în bunătatea Lui, nu pentru că ne-a chemat cumva și am fost parte dintr-o familie. Al doilea lucru, ei sunt acolo pentru că îi ține diavolul rob, da? Nu. Și atunci, de ce să venim noi cu superiori? Spune Pavel, ce lucru ai pe care nu l-ai primit? Și atunci, dacă l-ai primit Dumnezeu, de ce te lauzi? Și eu cred cu atitudine prietenească. Cel mai bine. Să-i spui, uite ce a făcut Hristos pentru mine, poate face și pentru tine. Deci noi nu putem, nu avem voie să încetăm să ducem Evanghelia, dar mă bucur de asta că ai spus, foarte importantă atitudinea cu care o spunem. Deci am observat că cu cât vorbești mai prietenește, primesc mai mult. Te ascultă. Cât timp te ascultă, e ok. Bun, dar în alte domenii, când vorbește cineva cu tine, cum vrei, prietenește sau dur? Eu nu cred că-s dur. Eu sunt așa nu, cum... Nu, dar ție, cum ai vrea să-ți vorbească? Prietenește, normal. Prietenește. Normal. Bun, dar ești oșan, nu-ți place mai cu cuțitul. Nu, am fost oșan, v-am spus. Eu nu-s din ala, din ala. Din ala, da, deci există două tipuri de oșeni. Da? Este oșan răscumpărat de Iisus. Oșan răscumpărat, oșanul lui Iisus. Da, da oșanul lui Iisus. Asta e bine, Domnul să ne ajute. Nu i-ai zis niciodată, băi, mai evanghelizează băieți, că niciodată nu știi pe cine evanghelizezi. Noi avem trei fete. Nu. Bine, acum ați micuți, oricum. Cred că le evanghelizează părinților. Ei, pe ei. Da? Nu? Băi, eu n-aș presupune. Cine știe? Da? Cine păi, știe? Cât are cea mai mare? 12 ani. 12 ani? Păi hai să facem o teorie. Dacă ar lua... Care e diferența între voi? 7 ani.
Aoleo, păi dacă se respectă tradiția în familie, 12 cu 7, 19, ăla e fecior, băi. Ăla trebuie adus la Iisus, cheptănat, tuns, rezolvat, că nu știm niciodată. Nu, noi trebuie să lucrăm de dragul Domnului, că Domnul se va ocupa de copiii noștri. V-ați dorit, fete? La început, da, mi-am dorit prima dată să fie fetiță. De ce? Nu știu, poate și din cauza că am o soră mai mare și a avut doi băieți. Am avut grijă de ei foarte mult. Și pe de o parte Te-o plăti bine, nu soră. Am avut parte de băieți și am vrut fată. Și apoi Domnul mi-a dat încă una și încă una. Păi dacă ți-ai dorit una, Domnul, cum a fost? Ok? Nu ți-ai dorit un băiat? M-am dorit, cum să nu? Nu-i interzi. Mi-a dat Dumnezeu. S-a dat. O să, adică, astea trei o să aducă trei, nu? Da. Deci așa ne rugăm să aducă trei băieți serioși care să-L iubească. Gata, crescuți. Da. Mi-a dat trei fetițe care mă iubesc foarte mult. Deci... Știu. Au o dragoste foarte mare pentru. Da. Și pentru maică-sa și pentru... Încearcă și să te mai șmecherească câte un pic așa, că ele... Aia micuță, da. Aia mică, e mai șmecheră. E greu să reziști, așa-i? Depinde. Cer să cobor așa, cum să zic, cu ele, să fiu prieten și cu ele, în primul rând. Și după aia tătic. Ele știu de... și de autoritate și de prietenie. Sunt micuți, oricum. Ele acum sunt crești. În casă la voi, cine a fost mai autoritar? Tata sau mama? Cel mai mult, maică s-au fost cu ele. Eu eram plecat, pot să zic. Nu, la părinții tăi. La părinții mei? Da. Taică-mea. Taică-mea a fost taică-mea, da. O zis odată și... Da. Și la ei la fel, tot taică. Da? Deci așa e la Ușani. Mai... La cum așa e la ori? La Ușani. Da? Capul. Care să capul mai... conduce. Da. Deci acolo, da. Deci cum să... Ele, acum, nevestele, nu? Mai dirigează și ele un pic. Când pot, da. Când pot. Deci încearcă, nu-l iese totdeauna, dar când pot, da. Când pot. Ah, frumos, da. Și aici, la voi, ea a fost mai mult cu fetele, tu m-ai plecat pe la lucru. Da. La... No, e bun. Ce a făcut biserica pentru voi? Că sunteți de atâția ani în biserică. Așa, dacă ați face o listă, ce a făcut biserica pentru noi? Biserica locală? Da, biserica locală. Deci de când am venit aici în biserică, cel puțin eu unul, am crescut. Deci vreau să zic că am crescut în... Mai mult m-am apropiat de Dumnezeu ca cum eram în altele biserici. Deci pot să zic că chiar foarte, foarte bine mă simt ca acasă aici. Și am crescut în apropierea de Dumnezeu și în a fi omul lui Dumnezeu, cum s-ar zice. Ce, pe tine, ce te ajută mai mult în creșterea asta? Predica, muzica, relațiile cu oamenii? Cânt în cor, cântăm amândoi în cor, aia e una, muzica, da. Nu? Și predicile și relațiile sunt foarte importante dintre oameni. Aia e chiar foarte importantă într-o biserică, relația dintre oameni. Zic pe unii... Bun, dar cum? Totuși bănuiesc că nu de ieri cântați în cor, da? De câțiva ani. De câțiva ani. Deci trei fete acasă, câte slujnici ai? Zero. Da. Și cum îți faci timp? Că bănuiesc că vii și la repetiție. Da, veneam cu ele. Veneam, da? Cu ele fiecare. Da, cu ele veneam, pentru că nu aveam cu cine să le las. Părinții mei și socrii sunt la țară. La deci aici, 45 la ora, cam sigur, cum să zice, are ea o soră care acum... Da, când o prindeam, mai le lăsam, dar foarte rar, mai le lăsam la ea. Și ce făceau? Se jucau prin biserică? Sau? Stăteau lângă noi, bineînțeles, la cor. Mai și deranjau, bineînțeles, că mai și deranjau că-s copii. N-a fost ușor. Dar lasă-le să deranjeze. Eu așa zic, decât să ne deranjeze mai târziu, că n-au nicio treabă cu biserica, mai vin, mai se joacă, toată lumea înțelege că sunt bine, copii. Bine, noi ăștia tineri care avem copii înțelegem lucrurile. Sunt oameni care, nu mai greu, dar asta e, că acum e o biserică. Trebuie da, să au crescut tot cu noi deodată în biserică, deci vreau să zic că cântările le învățam deodată, le cântam împreună acasă. Ne-am făcut cântări, caie de cântări cu decor acasă și... Repetam acasă. Frumos, împreună. Frumos. Voi faceți și grupul vostru acasă, da. 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 Da, ele chiar și mai cântă biserică. În afară de cântat un cor. Eu sunt implicată la școala duminicală. Cu copii. Cu copii. Celui ce are se vadă. Da. Copiii sunt cuminți? Uneori da, uneori nu. Depinde cum se trezesc.
Dar am o curiozitate așa, în anii tăi de lucru cu copiii. Mai vin părinții să te întrebe câteodată, auzi, cum e copilul meu? Da. Poate? Da? Da, mai vin. Asta e bine. E bine, foarte bine. Și nu se supără dacă îi spui, măi, ăsta cam urcă pe pereți, are avioane în cap. A, nu, nu încercăm să-i lăsăm să urce pe pereți. Deja trebuie făcute toate cu măsură și cu cumpătate. Dar nu ai toate fetele la grupa voastră? La grupa mea e cea mică, doar cea mică, și celelalte sunt la grupa mare. Mm-hmm. Eu sunt la grupa mijlocie, am fost. Da, da, e bine, e bine. Așa, planuri de viitor? Ce vă faceți? Stăm lângă Domnul. Cel mai important pentru mine, pentru familia mea, cum să... Stăm lângă Domnul și după aia el o să aibă oricum grijă de toate celelalte, eu știu asta. Bine, dar nu putem să ne facem. Că... Asta cu statul lângă Domnul și el o să aibă grijă, te gândești la un pic de muncă sau numai stăm lângă Domnul și Domnul va deschide cerul și... Normal. Normal. Nu se poate fără muncă. Se poate păstra un echilibru între muncă, familie, odihnă, biserică? Se poate. Trebuie efort, în primul rând. Trebuie să ne dăm toată silința. Se poate. Orice se poate dacă vrei. Interesant. Deci îți faci timp pentru ce vrei cu adevărat. Da. Aveți familii de prieteni în biserică cu care vă mai întâlniți, mai povestiți? La voi ce-i la modă? Un ceaon sau un gulaș? Sau sarmale. Sarmale, da, da. Mai vă întâlniți așa la o oală de sarmale? Noi avem familie mare, cel puțin. A, eu. Deci voi provin când veniți clanul, 10... nu mai trebuie. Nu mai da, din 10 frați. Majoritatea, da. Am avut o familie dragă, a plecat din biserică de la noi. A fost apropiată de noi. Acum, doar așa mai la biserică. Așa. Dar cum ar fi odată când vă adunați voi clanul, să chemați și o familie de nepocăiți cu voi? Că îți iei, sunt a mei frați. Sunt nepocăiți 6 din 10. Deci doar 4 fete suntem întoarse la Domnul. Deci mai este de lucru. Da. Da, uite, acum, nu știu dacă te-ai gândit, poate te-ai gândit vreodată, ați primit aceeași educație, nu? Aceiași da. Părinți. Doar că taică-meu nu era creștin. Maică-mea era. Eu am fost prima care am fost dusă la binecuvântare. Mm-hmm. Și are câțiva născuți înaintea ei care a fost... Mai am 5 în fața mea. Așa, asta a influențat mergeau. Că... Mergeau cu taică-meu în partea lor la ortodoxi. Acum tata s-a întors la Domnul? Da. Da, frumos. Deci ar fi vremea fraților. Da. Bun, acum, și asta e logică. Dacă te-ai dus cu tata înainte, vină cu tata și acum. Așa ar trebui. Da. Deja sunt maturi. Știți cum e? La o anumită vârstă, deja ei au 40 de ani, 30 ceva. Viața din lume e mai... Zic ei, că nu au cunoscut-o pe asta. E mai frumos. Petreceri, cheful, chestii. La pocăiții, adică fiind un om pocăit, nu neapărat pentecostal, un om pocăit e diferit. A trebuit să lești toate lucrurile alea. Ei fiind obișnuiți cu alea e mai greu, dar Dumnezeu încă poate să facă minuni. Și ne rugăm pentru lucrul sigur, acesta. Sigur, sigur. Să... Bun, dar ce? Dar nu vrei să spui că pocăiții n-au bucurie? Au ei bucurie, Domnul. Da, 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 dar e chiar bucurie autentică, adică nu da. Poți să spui că... Ceea ce nu se compară cu petrecerilor, pentru că astea sunt așa, trecătoare. Vin, trec, vin, trec. Dar ei nu iau seama în momentul de față de lucrurile acestea. Când Dumnezeu le va deschide ochii, că de fapt totul depinde de Dumnezeu. El dacă le deschide ochii și se întâmplă. Dacă îs pe planul mântuirii. Mă gândesc că îs, da. Care au fost cele mai mari îngrijorări în viața voastră de familie? Nu te-ai gândit niciodată? Îngrijorări? Nu. Îngrijorări. Dar asta pentru că n-ați avut niciun fel de necaz sau așa că ești o șancă mai hotărâtă și ei fiecare zi... Necazuri sunt, nu că nu sunt, dar... Îngrijorări sunt ce am avut doar cu privire la fetițele când erau dintr-o dată bolnave, făceau febră peste 39 și aia se întâmpla cam des. Da? Cu... Da. Scuze. Cu care e mai greu? Cu prima sau cu... Cu toate trei a fost da? La fel.
Deci nu, privința... nu te-ai învățat de la una la alta să fii un pic mai lejeră, să nu te stresezi? Nu, în privința asta sunt mai îngrijorată. Când da? Deja văd febră, aud sau văd că încep să fie bolnavă, mă panichez deja puțin sau puțin mai mult. Sau puțin mai mult. Bine, dacă te panichezi, tu nu se panichează. Nu, social, slavă nu. Domnului. Da, el nu se panichează. Mai ales dacă nu e acasă. Da, dacă nu e acasă în momentul... Majoritatea părților, 99% a fost când n-a fost el acasă. Da? Da, ai fost plecat și din țară sau... Da? Da. Pe unde ai colindat? În America. În America? Am vrut să te întreb pe unde, nu mai contează acum, pe unde în America. Păi ce ai căutat în America? Poveste lungă. Avem destul de varianta scurtă și apoi punem întrebări ajutătoare. Păi eu am câștigat la loterie 97. Așa. M-am dus singur acolo, pe aia m-am căsătorit cu soția, am dus-o pe aia. Pe câțiva ani de zile m-am decis să ne mutăm înapoi în România și asta a fost. După aia câțiva ani de zile tu mai mergeam 2-3 luni, lucram acolo, eram în România. Și acum ultimul an am zis că... Dar cum te-a convins să vii înapoi? Să mă convingă? Că să te duci în America, bănuiesc că n-a fost chiar greu să te convingă, nu? Nu ți-ai dorit așa să te duci într-o altă țară? Nu, niciodată n-a fost pe principiu asta să plec din România. Eram patriot, așa. Dar s-a întâmplat să plec și chiar foarte departe. Nu m-am prea obișnuit acolo. Nu? Nu. Mergând la, cum ar fi, la singurătate, pot să zic. Dintr-o familie atât de numeroasă, singură. Nu mi-a fost nici greu nici să renunț la America, să vin în România. Ai bine. Nu a fost. Dar până la urmă, care, pe care v-ați convins să veniți înapoi? Eu am fost la care am luat decizia. Da? Da. Tot ca la Oșani, așa? Oșani pocăiți, da? Dar de ce neapărat? Te-ai săturat de America, te-ai săturat de mentalitatea de acolo? De tot ce e acolo. De tot ce e acolo. Interesant. De viața aia, deci de aia am zis că de când am venit în România, viața mea cu Dumnezeu e un pic mai, nu un pic, mult. E altfel față de cum era acolo. Acolo era totul despre bani. Adică îți era oferită șansa aia să faci bani, da? Și la un moment dat devii orbit de chestia asta, că se poate. Se poate, dar neglijezi alte lucruri, adică biserica și familia. Și eu la un timp m-am gândit, am decis să pun capăt și asta. Da, e bine. Pentru e mare. Că pe primul plan, pentru mine, e normal familia care mi-a dat Dumnezeu și El, nu? Viața cu El. Și era greu, oricum, era. Poți să zici că era greu. Bun, eu le spun unora, eu musafir am fost în America. E foarte fain ca musafir în da. America. Deci, și dacă stai maxim 3 săptămâni. După aia deja revii la... A, nu. Știi, atunci toată lumea, a venit fratele Iuga, hai să-i dăm o pizza, hai să nu știu ce ăștia. Acum unii o fac de bucurie, alții să se dea mare, Domnul știe. La mine nu s-o dat niciunul mare, dar nu, de bucurie, hai să-i dăm nu știu ce. Dar adevărul este că societatea respectivă îți oferă foarte multe, dar nu gratis. Nu e nimic gratis. E făcut cu cap tot. Și atunci trebuie să alergi, Mi-au zis unii că nu te prea poți opri. Nu, că ai, deci îți dă șansa aia să câștigi, nu? Și banul te orbește, normal. Și atunci, aș putea avea și avion, aș putea avea barcă, aș putea avea... După ce ai avion, vrei și altceva mai scump, nu? Păi da, o insulă să spun. Ei îți dau și credit, nu-i problemă, îți dăm tot. Pentru că le-ar plătești. Dacă te gândești bine, plătești foarte mult. Bine, asta nu, prin asta nu vrem să spunem că nu poți fi pocăit în America. Sunt oameni care și-au găsit echilibru, dar până la urmă viața noastră este înaintea lui Dumnezeu. Fiecare decide cum e pentru el. Chiar acum vorbim cu voi, mi-am adus aminte de cineva care spunea m-am dus acolo, a fost visul vieții mele și după ce am ajuns acolo, de el a plecat fără soție. Și mi-am dat seama la un moment dat, eu spiritual mă cam duc în jos. Și ce a fost imediat decizia America, am lăsat tot și vin acasă, la soție și avem o viață de familie și stăm lângă Dumnezeu. Am văzut multe oricum acolo, timpul ăla când am fost și multe nu mi-au plăcut chestiile astea cu... N-ai fi crezut dacă ți le spunea cineva? Nu, numai când le vezi. Le-am văzut, nu mi-au plăcut. Dar nici nu îi putem judeca pe oameni, nu. Fiecare... Nu, Dumnezeu judecă, nu? Da. Fiecare face ce vrea. Dumnezeu îți oferă în viață, nu? Deci noi suntem cetățeni toți. Eu am zis că renunț chiar la cetățenia aia pentru a fi cu Dumnezeu și familia. Nu mă interesează.
Pentru frumos, că... bine. Se poate trăi și în România? Se poate. Da? Mai greu, dar se poate. Mai greu. Nu, că eu de ce te-am întrebat pe tine prima dată? Că, în general, pentru o femeie... Acum, dacă vorbim de America, viața în America e un pic mai ușoară. Dacă te gândești la unele condiții din România sau cum era în România, că acum avem și noi multe posibilități, dar era mai ușor, mai comodă un pic, mai una, mai alta, știi? Și atunci la voi riscul era... No, hai să, dar... Era risc. Riscul era risc, da. Dar ai și lucrat? Nu. Nu? No, de asta zic că la tine a fost idealul, știi, acasă, copii, mâncare, una alta, nu știu ce, un pic toate sunt mai bune, el tot plecat, că... Trebuia bani. Trebuia plătite, știi? Da, nu? Toate sunt. Nu știu dacă la voi, nu știu din ce zonă vine proverbul acesta, că obrazul subțire se ține greu. Nu de la voi. Nu de la voi, da. Dar adevărul este că pentru toate plătești un preț și... E frumos, a? Uite, dacă nu veneați înapoi, cu cine vorbeam eu astăzi? Da. Da. Și oricum eu, cel puțin în privința bisericii, cum am mai zis, mă bucur foarte mult că am venit. A mea legătură cu Dumnezeu e mult mai mare față de cum era acolo. Adică nu că nu eram pocăit acolo, dar aici e altfel, sunt mai aproape de Dumnezeu, eu. E bun, dar a fost o schimbare și la tine, n-a ținut numai de biserică. Da. O schimbare și la tine, da. Frumos, deci... Pe viitor, aproape de Domnul, copiii aproape de Domnul. Să ne ajute Dumnezeu. Altceva în afară de cor, v-ați mai gândit așa pe viitor, unde putem să ne implicăm în biserică? Cor și copii. Mai veneam să le ajut pe surori la... se face mâncare pentru săraci la noi fiecare vineri, pe perioada când surorile copiii la școală. Deci m-am mai implicat și în... Mâncare pentru dărnici. Cine? Pentru săraci, pentru oameni nevoiași. Deci voi gătiți la biserică și aveți locuri cu oameni nevoiași unde vă duceți. Unde se distribuie mâncarea, da. Mai... Păi nu când puteam, făceam și... Nu faci destul de mâncare acasă, mai vii să faci pentru alții. Mai trebuie. Da? Da. Și ai așa o bucurie. Da. Da. E frumos și părtășia cu surorile și... Asta am vrut să zic, că nu plătiți acolo sarmale, eu știu ce faceți, cu sonaș, cu tare. Mai povestiți între voi, da, nu numai de sarmale și nu. De... Da. De toate. Voi, de bărbați și de copii, de ce puteți vorbi? De toate. Cum poți avea un bărbat mai bun? Asta discutea de obicei, cum poți avea un bărbat? Eu l-ai deja, trebuie să-l ții așa. Da? Ce? Auzi, vezi, el, ți-am spus că trebuie să-l găsim undeva în Biblie și îl găsim lângă Ana. Atunci când Ana tot plângea, Doamne, dă-mi un copil, Doamne, dă, bărbatul a venit și a zis, Ano, dar nu valorez eu pentru tine cât 10 feciori. Știi? Deci noi suntem modești, adică noi chiar suntem foarte valoroși, dar voi nu vedeți, nu știu. Vedem, vedem. Vedeți, vedeți, da. Dar, auzi, apropo de viața de familie, că glumim așa serios, e mare lucru să vezi în viața de familie? O, să vezi ce anume. Am senzația că unii sunt orbi. Nu văd ce nevastă bună au. Nu văd copiii buni, nu văd binecuvântările lui Dumnezeu și tot așa mofturoși. Da. Sunt mare lucru ca să vezi. Sunt persoane, da. Să vezi și să realizezi ce Dumnezeu a pus lângă tine, ce binecuvântare. Da, deci, în primul rând, și o femeie numai care gătește. Asta e singurul lucru. Să ai o soție care gătește în casă, deci... Îți place mâncarea? Îmi place. Ai o binecuvântare. Ce nu-ți place? Ce nu-mi place în mâncare? Da. Încă n-ai descoperit. Încă nu a făcut ceva ce să nu-mi placă. Care e cea mai bună mâncare care o face? Cea mai... Așa, dacă ar fi să alegi, asta vreau. Goiaș. Cum se zice? Am zis eu că tot ceaonă, știi? Deci tot ne întoarcem la ceaonă. Eu zic că e supă sănătoasă. Ciorbă. Ciorbă sau ce? Supă sănătoasă cu tot ce trebuie. Păi ea, știi, să nu ne... Nu pot să dau detalii, dar... Astăzi mă uitam pe geam unde am fost cazat la cineva și vecinii ce cresc, au pus un ceaon din ăla, Doamne, ce fierbeau acolo, am vrut să zic, știți, eu sunt aici în gazdă, singur, oamenii sunt plecați de acasă, nu vreți să testez un pic? Da, e chiar bine, chiar bine. Da, trebuie să apreciem și să vedem valorile care le-a pus Dumnezeu în persoana de lângă noi. No, ia zi-mi trei lucruri care îl fac pe bărbatul tău special. Trei lucruri, că mă iubește. Așa. Chiar îți dai seama că te iubește? Da. Da? Prin gesturi, prin... Mă ajută
mă ajută la treburile. Tu faci mâncare, el o mănâncă. Nu neapărat, dacă trebuie să mă ajute la tocat ceapă sau ceva. Nu? Da, de ajutorul ajută. Bun, dar nu de... A, nu în prima linie. Nu prima linie. Bun, dar te-ai descurcat, dacă, Doamne ferește, ai face da. Ceva omlet acolo. Nu știu. Da, aia știe. Aia știe. Prăjiți, acum. Aia știe să facă. Deci te iubește și o dovedește, da? O dovedește, da, foarte bine. Sunt mai multe, nu-ți vin acum pe loc, da, că sunt așa de multe, nu-ți vin acum pe loc, da. Ai știut că e o fată bună, dar lui Dumnezeu. În 15 ani de zile ai mai descoperit lucruri frumoase pe care nu le-ai știut înainte. La ea? Da. Păi normal, pentru că înainte nu o cunoșteam, înainte să o iau, nu? Așa cum o cunosc acum. Am descoperit, da. Deci, în primul rând, e o mamă foarte bună pentru copii, e o soție înțelegătoare, o soție care, eu zic că face totul pentru mine. Cel puțin mă înțeleg foarte bine cu ea. Aia, iarăși, un dar de la Dumnezeu, ne înțelegem și ne iubim unul pe altul. Și să stau lângă, în familie, deci pentru mine e cea mai mare binecuvântare. Deci să fiu acolo, să simt tot și să mă bucur de ce mi-a dat Dumnezeu. Și mi-a rămas în minte chestia aia cu prietenia cu fetele. Vă mai jucați, vă mai... Cu da. Pernele, vă mai... Da, cât putem, deci... cât putem și încercăm. Ce zice Ana când vede că mai te dai în mintea lor și nu mai zice, bă, iar faceți deranj, nu? Câteodată, depinde. Când ți se pare ție că ar fi exagerat, da. Depinde, da. A, nu, astea sunt chestiile frumoase care le rămân în minte. Ana, dacă ai avea 12 fete, știi, să luăm numărul ucenicilor. Toți fete. Nu, Dumnezeu îți vorbește și în loc să te ocupi de grupa mijlocie, primești din partea bisericii 12 fete la liceu, da? No, eu cred că în perioada liceului astea le mai trece prin cap un pic și măritatul, din când în când se mai gândesc la măritat. Ce ai face pentru ele? Ce le-ai spune că e important înainte de căsătorie? În primul rând, dacă ar trebui să termine liceul, că totuși să aștepte să împlinească 18 ani, sau poate acum cu clasă în plus, 19 ani, trebuie deci să aștepte și pe urmă... Deci are importanță și educația. Da, are importanță. Eu cred că are. Educația. Deci să termine școala și să se gândească bine la persoana care chiar e îndrăgostită de ea. Să fie și persoana care îndrăgostită. Păi ea, dacă l-a văzut pe Facebook, nu, de două ori... Nu ajunge să-l vadă de două ori pe Facebook. Trebuie să se vadă față în față. Se întâmplă acum, dar... Să se vadă față în față. Să se gândească foarte bine. Și să comunice, să aibă dialog, să vadă ce persoană are lângă el, să nu se grăbească dintr-o dată la să ia decizii așa. La noi, în zona asta, era un obicei. Trebuie să cunoști și familia de unde provine. Are o influență foarte mare. Dar ce, dar nu mă însor cu soacră mea. Nu, dar unele obiceiuri din familie le porți în familie. Le duci cu tine? Da. În mod voit sau câteodată chiar fără să-ți dai seama? Poate și în voit și fără să-ți dai seama. Acum am văzut că se întâmplă foarte mult lucrul acesta, cum îți plecați toți pe tot locul. Nu se cunosc prea bine, deci familia nu-i o cunoaște, nimic, pac, s-a căsătorit. După 2-3 ani nu e ok, ceva nu merge, ne despărțim. Lucrurile trebuie calculate dinainte. Cel puțin zic eu, asta cu familia, e un lucru foarte important. Trebuie să cunoști și familia persoanei cu care tu o să petreci o viață întreagă. Că până la urmă, știu că îți petreci cu el sau cu ea, dar e important și ceilalți de lângă, nu? Da, care oricum te-au influențat că te-ai crescut în familie. Da. Probabil tot cu iubire vor încerca un pic să influențeze, că eu nu cred că neapărat părinții dau sfaturi cu gând rău. Ei cred că așa e bine. Da, că așa știu ei, nu? Da. Și atunci o să spună, dragul meu, să mai faci tu așa. Și dacă nu ești atent... Trebuie să asculte și de vocea Domnului, să simtă că persoana e potrivită pentru ea. E potrivită, atunci simți ceva aparte. Bine, convingerea mea
este că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile atunci când ne rugăm în voia Lui, da? Da. Nu ne rugăm după figurile noastre din cap. Da, nu că vreau așa, bun, că arată bine. Și când m-aș ruga pentru o căsătorie binecuvântată, ca băiat, mă rog pentru o fată credincioasă care să-L iubească, să respecte pe Dumnezeu, mă rog pentru un băiat, tot așa, oare sunt în voia Domnului? Da. Eu cred că da. E sigur, nu? Adică, normal, e... nu fiecare are o pereche pentru el, pusă deoparte de Dumnezeu. Da, și cum să spun, Dumnezeu îmi cere să umblu în voia Lui. Și atunci, dacă eu îl rog să mă ajute să aleg persoana cu care să umblu în voia Lui, cum eu ar cred fi Dumnezeu? Cum face. Da, sigur că da, cu cea mai mare bucurie. Adică, haideți să vă întreb un lucru. Voi pe fetele voastre le-ați sfătui bine dacă v-ar ruga? Da. Și atunci, Dumnezeu de ce nu ne-ar sfătui bine? Da. Suntem copiii Lui, nu? Da, sigur că da. Da. Nu, așa am avut câteodată senzația că nu știu de unde ne-a venit ideea asta în minte, când vorbești de voia lui Dumnezeu, unii așa ți-l prezintă pe Dumnezeu care ascunde bine voia Lui, să nu o găsești, și după ce nu o găsești, îți mai trage o șumă de bătaie că n-ai găsit-o, știi? Și atunci Domnul Iisus spune, băi, dar oamenii ăștia care sunt răi, dau daruri bune copiilor lor. Da. Păi cu atât mai mult, un Dumnezeu bun, cum? Deci eu chiar cred că nu există domeniu în viață unde Dumnezeu nu vrea să ne ajute. Păi nu există, El vrea să se implice în viața noastră, normal. Trebuie să-L lăsăm să se implice. Sau să-I cerem? Și să-I cerem. Da. Păi trebuie să-I cerem. Și de multe ori voia noastră cu al Dumnezeu nu e aceeași. Și de-aia Dumnezeu, de multe ori... Cât de ușor e să renunți la niște planuri care ți le faci sau... Și când descoperi că Dumnezeu te-ar vrea într-o altă direcție? Depinde de... Trebuie să vezi situația. Dacă ai văzut că Dumnezeu, El are o pentru tine o anumită... Renunți ușor, pentru că vezi că Dumnezeu e la lucrare acolo. Dar dacă nu vezi lucrul acesta, renunți mai greu. Am vrut să le dau la tineri un sfat, dar înainte să vă întreb pe voi, un oșan cu altcineva pot face o viață de familie bună? Sau? Un oșan cu un oltean? Sunt care au. Sunt care să... Sau cu un moldovean, numai... sau cu... Da? Da, sunt. Deci de atunci ce nu când, fie? Nu știu, când Hristos te transformă, poți trece peste obiceiuri, bariere, preconcepții? Poți, dacă iubești. Dacă iubești într-adevăr persoana pe care ai ales-o. Dacă îmi dați speranță, mai sunt băieți și fete pe acolo, pe la gherța mică. Întotdeauna sunt. E plin, deci mai sunt. Da. Plin. Și ai recomanda unor băieți să mai facă o misiune pe acolo, evangelizare, ceva? De ce nu? De ce nu? Cu ochii deschiși, să se roage, Doamne Iisuse... Mai să fie și ei serioși. Aia. Da? Tu fiind... Nu mai e să cauți fată serioasă și tu. Bine, dar nu... Vezi că la noi se merge pe ideea asta, harul lui Dumnezeu. Eu sunt așa un băiat, mă târăsc în relație cu Domnul, dar să-mi dea mie Domnul perfect o fată din aia, de nota 10. Nu cred. Cred că o să-ți dea exact cum ești și tu. De ce? Păi nu-i milos Dumnezeu? Păi da, îți dă ceea ce ești tu. Adică e milos cu toți, nu? Păi nu. Păi nu, dar de ce să-mi dea mie o fată bună dacă eu sunt prăpădit? Pe mine mă binecuvintează, pe ea o nenorocește? Sau să te pochească mai târziu. Uneori se întâmplă să reușească, dar sunt rare cazurile. Nu prea, asta e ideea lor, în capul lor. La fel. Deci cam Ana ar zice, dacă sunteți băieți buni, vizitați oașul, că sunt fete bune acolo. Dacă toate sunt bune sau... Nu pot să zicem. Acum fiecare... ar trebui toate să fie. Acolo să meargă călăuziți de Domnul Iisus sau... Cel mai bine. Da. Că El știe pe unde sunt, da. Dacă sunteți fete bune... Nu știu, să meargă ele la pețit sau să aștepte? Trebuie să aștepte, așa e regula. Așa era obiceiul. Bun, dar te poți ruga ca fată. Iisuse, trimite-mi și mie unul să încalece pe un cal, să vină, să... Se poate, așa e deja. Da. Cumva să vină, nu? Păi nu știu, să știi să te rogi așa în termenii ăștia. Doamne Iisuse, fixează-i tu GPS-ul să apară și pe la mine. Să rătăcească pe la noi. Pe să rătăcească pe la noi și noi să-L salvăm. Bunătatea lui Dumnezeu a fost și este mare și noi ne bucurăm să vedem că, deși suntem diferiți, ne naștem în familii diferite, obiceiuri diferite, de ce să nu recunoaștem? Chiar
unele lucruri diferite în bisericile în care am crescut. Până la urmă, creștinismul, dacă te întorci la Scriptură, are niște principii care sunt universal valabile, indiferent cum se schimbă generațiile. Și unul din lucrurile pe care l-am găsit și îl vom găsi mereu în Scriptură este că familia creată de Dumnezeu a fost iubită de Dumnezeu, este binecuvântată de Dumnezeu, dar Dumnezeu vrea să o și folosească. Deseori ne gândim la tineri care să-L slujească pe Domnul și se mai întâmplă câteodată, el foarte serios implicat, se căsătorește, pauză în lucrarea Domnului, ea implicată, se mărită, pauză în lucrarea lui Dumnezeu. Experiența voastră este că poți să te căsătorești și să-L slujești pe Dumnezeu în continuare. Da. Așa ar trebui, normal, da. Da, un pic mai greu uneori. Plătești. Da, depinde cât vrei să te implici. Dar se poate. Acum, poți să-și cai un copil și ala te ține de venit la biserică? Nu, nu e adevărat. Eu veneam cu toate trei și de foarte multe ori singură. Și întotdeauna ai avut mașină? Da. Da? Deci asta a fost totuși o parte bună. Bine, sunt care au mașini și tu nu. A, bun, n-am vrut să intru. Dar au fost alții care nu au avut mașini. Da, și... Și i-au luat pe jos, prin noroi, prin săpare. Da, așa am copilărit. Cum? La voi a fost noroi acolo, nu? Da. Asfaltul mai moale? Da, asfaltul mai moale. Și pietriș. Și pietriș, da, da. Ai prins porumb, fân... De toate. De toate, cartofi. Da. Da, ți-a fost drag de nu... Uneori da, alteori nu. Era bine și acolo, da. Era bine și acolo. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a păstrat cu sănătate. Deci, da, familia poate fi folosită de Dumnezeu și haideți să experimentăm aspectul acesta. Când ne așezăm la dispoziția lui Dumnezeu să-i slujim pe alții, vom constata cel puțin două lucruri. Pe de o parte că Dumnezeu nu rămâne dator, ne slujește pe noi. Și pe de altă parte că uneori chiar cei pe care mergem să-i slujim ne pot sluji pe noi. Câți n-au avut experiența asta? Că te duci la o bătrână, te duci la un sărac, te duci, îți dă niște lecții pe care n-ai fi vrut să le auzi, dar te smerești, mulțumești lui Dumnezeu și te bucuri că ai slujit. Eu așa mă rog lui Dumnezeu ca și prezența voastră să fie tot o slujire și... Unii, nu toți care o să vă audă, dar unii care vă aud să se gândească că putem trăi frumos și în America, și în România, și în altă parte, că Dumnezeu este același, stăm lângă Dumnezeu, ne putem crește copiii frumos și, sigur, nădejdea noastră rămâne în Dumnezeu pentru fiecare zi care vine și dacă El poartă de grijă păsărilor... Cu atât mai mult nou. Da, acum aș fi vrut să închei, dar ultima întrebare... Văzând tot ce se întâmplă în lumea asta, cu creșterea, cu educația sexuală a copiilor, nu sunteți un pic îngrijorați? Deja în America sunt probleme. În România o să vină. Totul e cu voia lui Dumnezeu. Noi facem ce putem, dar oricum, lucrurile care trebuie să se întâmple, o să se întâmple. Bun, dar cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom putea proteja copiii de rele? Noi sperăm, pentru că copiii sunt la noi în casă și ei o să fie învățați de noi de anumite lucruri. Ca și ei, la urma lor, când o să... Și noi sperăm că ce așezăm în mintea lor de mic, să folosească Duhul lui Dumnezeu, să-i ajute să ia decizii și toate celelalte. Da. Încă o dată vă mulțumim frumos, rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu, mulțumim și vouă, Domnul să vă binecuvinteze fetele. Știți că ele cresc repede, nu? Da, foarte repede. Mai joacă-te în continuare cu ele și... Acum, dacă sora mai zice câteodată, Ana, știi, să vă mai potoliți un pic... Nu, vedeți voi ce faceți acolo. Știi că îți faci calcule, merită, nu merită. Pe loc, așa. Da, care e bucuria care o ai cu fetele într-o chestie din asta, cât te primești de la Ana dacă ai mai făcut chestia asta și atunci vezi unde ești mai bine. Ne bucurăm că suntem iubiți de Dumnezeu și haideți să spunem multora că Dumnezeu ne iubește pe toți.